Câți dintre voi reușiți să vorbiți deschis despre sex, vizionarea de filme porno și fantezii sexuale? Sunt Larisa, sunt psihosexolog și psihoterapeut și în acest episod o să vă vorbesc despre mituri sexuale. Mitul numărul 1. Femeile sunt mai puțin interesate de sex decât bărbații. Realitate. Din fericire pentru bărbați, acest lucru nu este adevărat. Femeile pot deveni dezinteresate de sex ca urmare a unor relații nesatisfăcătoare, a unor abuzuri, a cerințelor din partea copiilor și a muncii. Mitul numărul 2. Sexul este mai bun atunci când ești tânăr. Majoritatea adulților raportează însă ca un act sexual mai mulțumitor datorită faptului că pun accent pe creativitate, senzualitate, conexiune emoțională, decât pe obținerea unor orgasme rapide. Mitul 3. Cu cât este mai mare, cu atât este mai bine. În realitate, mărimea penisului tău nu este atât de importantă pe cât ai putea crede. Compatibilitatea dimensiunilor este barometrul real. Un penis mare și un vagin mic nu sunt o combinație fericită. Mai mult, să știi să folosești cu pricepere penisul este mai important decât dimensiunea. Mitul 4. Cu cât relația este mai intimă, mai apropiată, cu atât sexul este mai bun. În realitate, plictiseala este inamicul numărul 1. Cuplurile au nevoie să dezvolte un stil sexual comun în care să integreze intimitatea și erotismul. Prea multă intimitate și apropiere poate determina partenerul să își deerotizeze partenera. Mitul 5. Dacă femeia nu a experimentat un orgasm la nivelul G sau dacă nu a avut orgasme multiple, acesta este un semnal al inhibării sexuale. Acceptarea vocii sexuale a femeii, inclusiv modul ei orgasmic, este mai sănătos pentru femeie și cuplu. Mitul 6. Cel mai important lucru pe care și-l dorește o femeie în pat este un bărbat care o poate aduce la orgasm. În realitate, femeile își doresc bărbați care să le facă să se simtă dorite. Dacă vrea un orgasm grozav, poate folosi un vibrator. De la tine își dorește să simtă adevărata pasiune și să se simtă dorită. Mitul 7. Pentru femei este dureros pentru prima dată. Femeile care se simt relaxate, care au parte de un preludiu corespunzător înainte de începerea actului sexual și care au folosit lubrifiantul, au avut mai puține dureri și au fost mai satisfăcute. Mitul 8. Bărbații sunt responsabili de plăcerea sexuală a femeii. Femeile sunt educate să creadă că depinde de bărbați să le ofere satisfacție sexuală, însă de multe ori acestea nu le comunică nevoile, dorințele și cum să le satisfacă. Mitul 9. Sexul nu o să mai fie niciodată ca la începutul relației. E normal să pici într-o rutină după ce ai examinat același trup de sute de ori, dar dacă o să-l schimbi cu un trup nou și incitant, același lucru o să se întâmple. Prin urmare, fii curios și creativ cu partenerul tău. Mitul 10. Doar bărbații au fantezii sexuale. Acest lucru este fals. 80% dintre femei au fantezii sexuale cu alte persoane decât cu partenerul lor. În cazul bărbaților, procentul este de 98%. Sper că ați aflat lucruri interesante în acest episod și vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube.